e un număr de magie în care trebuie să alegi. Da. De asta te-aș ruga să nu-i lași pe alții să aleagă în locul tău, să mergi la vot pe 26. Sunt aici trei pahare acoperite cu trei săculeți doar. Trebuia să bagi roșu, galben și albastru. Nu mai contează. Cătăline, ideea este în felul următor. Sub un pahar, în interiorul unui pahar, se află frumoasa sumă pentru care nu ai muncit tu, de 100 de euro. Deci sunt trei pahare și o aleg pahare. Două, iar într-un pahar e 100 de euro. Da, este simplu. Gata, da, aleg roșu. Stai, te rog, mai puțin mai în partea stângă. Alegi roșu, uite, da. Paharul roșu îl voi lăsa în față, da? O să, sigur, alegi roșu, da? Puteai să alegi galben, puteai să alegi verde, puteai să alegi, dar ai ales roșu. Roșu. Într-un singur pahar se află 100 de euro care vă pot fi ai tăi. Dacă 100 de euro se află în paharul ăla, hai să vedem dacă se află în paharul galben, pe care, ține minte, nu l-ai ales, omule. Da. Puteai să alegi galben, dar n-ai făcut-o și vreau să spun că bine ai făcut. 100 de euro nu este aici, ai scăpat de una. Mai sunt două pahare, tu ai ales roșu, dar îți dau șansa să poți alege verde. Nu, poate 100 roșu, de euro. Cătăline, Cătăline. Roșu, 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 roșu. Oamenii țin la tine și... Nu știu, poate că vor să te răzgândești. Poate că acum e momentul să te răzgândești. Vezi, vrei să mă răzgândesc? Cum vrei tu, cum simți? Ne răzgândim? Pe ce mergem, ciucă, roșu sau verde? Eu zic, roșu, atât, nu? Toți atât roșu. Pot să spun, Cătăline. 100 de euro se află aici, în paharul acesta, cu săculețul verde. 100 de euro se află aici, Cătăline. Păi și atunci ce să mergi pe mâna mea. Nu, mergem pe roșu, lasă, mergem pe mâna noastră. Mergi pe roșu, da? Dați-mi voie să vă arăt. Roșu ai ales? Poți alege verde, să știi. Nu, roșu, lasă. Iau săculețul roșu, puteai să alegi, dar ce ai ales tu? Și în săculețul acesta, în interiorul paharului, se află o sumă de bani. Și aceasta este, atenție, 100 de euro. Cătăline, te-aș ruga mult de tot. Mergi pe 26 la vot și nu-i lăsa pe alții să aleagă în locul tău. Ăștia merg la mine. Păi am mers pe mâna mea, văd că am mers la vot. Ai mers, dar mergi pe 26, pentru că eu pe 26 o să votez la Londra, o să fiu la spectacol acolo la Comedy Store. De care era șmecheria cu numărul ăsta? Că n-ai ales ce trebuia, Cătăline. Asta e. N-ai ales ce trebuia. Nu ți-a ieșit, eh? Cum, mă? Bă, da, mă, bă, păi ce? Eu eram prost să-mi iei tu 100 de euro. Da, mă, chiar i-a ieșit atunci. Bravo, 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 hai.